întreba de ce acum cu textul acesta. Când noi deja am fost și am dus vestea bună. Dar voi încerca în această seară să mă folosesc de acest text pentru a răspunde acele provocări care mi-au fost spuse și mie și care v-am lăsat și dumneavoastră. Crăciunul este un mit sau o realitate? Nașterea Domnului Iisus Hristos este un mit sau o realitate? La prima vedere, s-ar putea crede că este vorba de o singură întrebare. Dar, practic, sunt două întrebări. Două întrebări bine distincte, două întrebări care definesc și dau o direcție clară. Crăciunul și Domnul Iisus Hristos. Și bineînțeles că atunci când vrem să vedem, într-adevăr, care dintre acestea este mit și care este realitate, probabil că ar trebui să pornim de la definiția mitului, ce este mitul. Ce este un mit. Probabil că dacă am întrebat pe tinerii de liceu, toți știu ce este un mit. Dar eu, ca să nu greșesc, am apelat la dicționar și ascultat ce spune dicționarul. Mit, mituri, povestire fabuloasă cu caracter sacru, care cuprinde cerințele unui popor despre originea Universului și a fenomenelor naturii, despre zei și erori legendari. Erori legendari. Poveste, legendă, basă. Deci cam aceasta ar fi mitul. Și într-adevăr, noi cunoaștem multe mituri și avem cunoștință despre ele. Mai ales că unul dintre noi ne-a plăcut să citim multe legende. Ne-a plăcut să studiem din miturile Greciei, ale Olimpului. Studiindu-le pe toate acestea, mi-am dat seama că ele se apropie undeva și există o asemănare. Există un punct comun între mit și realitate. Pentru aceasta, haideți să vedem ce spune textul că este realitatea. Realitate, realități, spune așa. Existență efectivă, obiectivă, fapt concret, lucru real, stare de fapt. Adică o existență efectivă. Un lucru care există, care îl văd și care nu pot să-l neg. Un lucru care, despre care pot să iau cunoștință și pot să cercetez să am dovadă că lucrul acela există. Pentru că vă spuneam eu că atât mitul cât și realitatea operează pe axa timpului și în trecut, vine în prezent și pleacă spre viitor. Amândouă. Sunt două lucruri care merg paralel până la un punct bine definit. După care fiecare iese cu veșnicia lui. Privind la mituri și ca să fie mai simplu, voi spune legende. Dumneavoastră cunoașteți multe legende care s-au născut și care le-ați auzit povestindu-se. Legendele și-au eroii lor. Lucrul cel mai frumos este că ori de câte ori am citit basmele copilăriei noastre, am văzut omul acela care era eroul prin personajul principal din acțiunea poveștii și care totdeauna el apărea pe fondul unei crize, aș putea spune. La un moment dat, un moment de știu, o greutate, un necaz care se bătea pe asumită zonă și apărea un balaur, sau știu eu ce, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, dintre poveștile pe care dumneavoastră le-ați citit în copilărie. Și bineînțeles, venea și un făț frumos acolo care trebuia să dea în capul balaurului, nu? Și el era acela care era erou și care era ridicat în stă. În loc interesant că toate poveștile acestea se terminau frumos. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Credeți că asta este visul oricărui muritor. Să trăiască fericit. Chiar dacă vin anii bătrâneții, chiar dacă azi dimineața am auzit ce înseamnă bătrâneția, bătrânețe fericită și bătrânețe mai puțin fericită. Din păcate, sunt puțini cei care beneficiază de o bătrânețe fericită. Cei mai mulți sunt afectați de cealaltă bătrânețe, mai puțin fericită. Acea bătrânețe care vine cu neputințe, cu suspinuri, cu dureri. Și cred că și pentru oamenii aceștia care au ajuns la vârsta bătrâneții, și ei ar vrea să mai creadă într-un mit. Într-o legendă. Să vină cineva la ei acolo și să zică, știi ce, de astăzi nu mai trebuie să faci cumpărături, că vin eu și să fac cumpărăturile. De astăzi nu va trebui să faci niciun efort, pentru că voi avea grijă de toate acelea. Trebuie ceva să ține. Un vis frumos. Pentru că dați-mi voie să răspund, cred că mitul este un vis. Cred că mitul
este o dorință înăuntrică, înăbușită și care cumva iasă la suprafață sub forma unei povestiri atât de frumoase. Și în așteptarea acelui făt frumos sau acelui brâz de acel vărnic sau știu eu cine. Pentru că în viața fiecăruia și fiecare așteaptă să vină un erou legendar să apară. O tânără și un așteaptă să vină făt frumos să-i spună tu ești iubirea vieții mele. Sau un făt frumos așteaptă să vină Elena Constanțeana și să spună fătule sunt visuri, sunt năzuințe, sunt speranțe pe care nu le putem anula. Dintotdeauna omenirea și în inima oamenilor a fost lucrul acesta care s-a zbătut. A fost lupta aceasta între adevăr, între realitate și neadevăr, adică un vis din cele mai vechi timpuri. Și mi-am pus întrebarea de ce oare? De ce oare lucrurile acestea? Și am găsit scris undeva, Părintele Sfântului Sfântului vine și ne spune că-și Dumnezeu a sărit un om în om un lucru minunat. Știți care este lucrul acela? Gândul veșnicie, mărit să fie Domnul. Și de atunci omul, fără să-și dea seama, aleargă și caută tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Aleargă omul căutarea fericirii și nu o găsește. Cu toate că fericirea este la îndemână, este la mâna lui. Spunea Domnul Iisus, cine crede în mine, chiar dacă va muri, El va trăi, mărit să fie Domnul. Amin. Pentru că în Hristos ești viu. Pentru că El este viața. Și acolo unde este viața, nu este moarte, mărit să fie Domnul. Amin. Și m-am gândit la aceste mituri care au străbătut viacurile și au ajuns până la noi. Sunt unele frumoase, unele povești care ne încântă. Lucrul trist este că de multe ori, nu numai că ne încântă, dar ne și adorm. Pentru că atunci când eram copil, îmi plăcea să-mi spună cineva să citească și bunica îmi spunea povești. Dar știu că niciodată nu auzeam finalul poveștii. Pentru că atunci când apărea finalul, eu deja dormeam. Povestea are menirea și se adoarmă. De aceea întrebarea mea pentru dumneavoastră în seara aceasta este ce ați sărbătorit în această perioadă? Un mit? O poveste? Sau o realitate? Vedeți dumneavoastră, mitul vine din trecut pentru că nu este cineva care să-l nege, nu dar să-l nege practic nimeni. Pentru că vine pe aripile unei muze care vine și exprimă în versuri cele mai frumoase și în cuvintele cele mai frumoase, mai pătrunzătoare, mai romanțate o dorință lăuntrică a noastră. Și oamenii de multe ori s-au ancorat în această dorință, în acest vis. Dar dacă totuși e realitate? Dar dacă totuși vine cineva și ne scapă? Nu intru să apelez la acel mit al lui Hercule, care știți de ce a venit. Un mit foarte asemănător pe undeva, cu nașterea Domnului Hristos. Un mit care chiar merge foarte mult paralel între Hercule și Domnul Iisus. Singurul lucru era că El nu făcea minuni, nu dădea viață, nu înmulțea pâini. Dar era un om supranatural, cu puteri supranaturale. Un om deosebit de toți ceilalți. Un om care făcea bine și care venirea lui a fost ca venind în lume să facă bine, să elibereze pe cei asupriți. Acesta este mitul Hercule. Te-l cunoașteți cu toții mai mulți mai puțin. Dar mitul acesta se face istoria și ajunge până în prezent. Și cine vrea să cunoască, să vadă într-adevăr ce este mitul, se duce înapoi în istorie, în trecut, să vadă dacă într-adevăr a existat Hercule. Și va ajunge la concluzia că au existat mulți Hercule. Pentru că în fiecare națiune, în fiecare popor, au existat oameni care au fost eroi legendari. Au existat oameni în jurul cărora s-au creat legende. Au existat oameni care au strâns la ei oameni și care au dat speranță. Pentru că este ceva semănat în noi, din Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus în om capacitatea aceasta de a fi lider și de a putea merge înainte. Pentru că e reprezentant omul, reprezentant al Dumnezeirii. Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă vom spune că totul este un mit, este un mit frumos. Un mit care ar vrea să nu se mai termine, ci să continue în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru pământul acesta,
Nu ne-a creat ca într-o zi să murim, să ne devenim din nou pământ, ceea ce am fost creați, ci Dumnezeu ne-a creat ca într-o zi să fim cu El în Împărăția Lui și să preamărim numele Lui Dumnezeu, mărit să fie numele. Dar vreți dumneavoastră, mitul încearcă să adormă conștiința noastră și să facă confuzia. Să nu mai știm, să delimităm timpul și locul în care ne aflăm. Pentru că mitul nu face nimic altceva decât să te încânte și nu-și cere nimic. Realitatea, în schimb, își cere ceva. Realitatea își cere, în primul rând, o dovadă palpabilă că lucrul în care te încrezi este real. Așa cum am spus, dacă vom căuta să găsim la Hercule dovezi, veți auzi multe povești despre Hercule și veți găsi mulți eroi bine dotați și în ziua de astăzi, probabil că va fi o confuzie să căutăm acești Hercule. Pentru că în fiecare sală de fitness vom găsi mulți care presupunem că arătau ca Hercule. Romica mai are și el puțin și vă spune Hercule de-aia noastră. Scuze, aluzea Romica. Dar vreau să spun, ceea ce diferențiază mitul de realitate este că realitatea se dovedește. Realitatea este ceva palpabil ce poate fi demonstrat. Realitatea este ceva ce nu te adoarme, ci te trezește. Diferența între mit și realitate. Mitul te adoarme, te face să te culci pe ureche, să zici că va veni o zi și vei scăpa și va fi bine. Pe când realitatea spune că trebuie să lupți ca să ajungi acolo unde este bine. Uitați-vă dumneavoastră, mă voi ocupa mai mult de realitatea Domnului Hristos. A nașterii Domnului Hristos. El a venit în lumea noastră și cuvântul spune că El a fost profețit. Uitându-vă între miturile antice, veți găsi multe profeții despre mulți eroi mitici, care și au fost profețiți, că va veni cineva și va izbăvi. Diferența între ei și Iisus este că profețiile s-au îndeplinit în tocmai și toate profețiile au fost bine delimitate în timp și spațiu. De la începutul lumii, de când Dumnezeu l-a creat pe om, de când omul a păcătuit și a intrat conflictul acela între om și Dumnezeu, prin intervenția vrăjmașului, Dumnezeu a dat sentința și a spus, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ei și sămânța ta. Era prima sentință pe care Dumnezeu a dat-o vrăjmașului, dar era și prima promisiune a izbăvirii. Mărit să fie Domnul. Și bineînțeles că, parcurgând pe paginile Sfintelor Scripturi, dumneavoastră veți găsi mai multe dovezi și mai multe profeții care vin și arată spre Iisus, spre Mesia, spre Cel ce va să vină. Și ajunge undeva în capitolul 7 din cartea profetului Isaia și acolo cuvântul Domnului este spune și iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Deja profețiile se apropie într-un mod mai real și mai exact de modul în care va veni Dumnezeu în lumea aceasta. Și mergând mai departe, delimitează și spune locul în care se va naște. Și tu, Betleeme, frata, nu ești ceva nesemnat. Ci ești locul în care se va naște o căpetenie a cărui origine merge până unde? Până în veșnicii, mai să fie Domnul. Era profeția căci Domnul nostru Iisus Hristos va veni în lumea aceasta. Căci Dumnezeu va coborî să discute cu omul și să ne ofere o șansă de salvare omului. Și apoi vine Apostolul Pavel în cartea Epistola Sacră Galateni și spune când a venit împlinirea vremii, a fost o vreme hotărâtă de Dumnezeu. A fost o vreme când toate lucrurile erau în modul cel mai, știu eu, favorabil să se nască Mesia. Și dacă ar fi să ne uităm din punct de vedere al vremii respective, Imperiul Roman domina lumea. Era o ordine, era o disciplină. Erau căi de acces făcute, drumuri de acces. Se circula bine, așa cum se circula la vremea aceea, știu, căruța, cu calul. Dar lucrul cert că peste tot Imperiul Roman își întinsese drumurile și aveau drumuri care, de aceea era și proverbul acela care spunea că toate drumurile duc la Roma. Pentru că de la Roma toate drumurile erau în toată lumea aduse. Erau căile de acces prin care corhotele romane mergeau când aveau o intervenție sau când vreau să aibă o luptă de expansiune. Mai mult decât atât, în perioada aceea, dacă Imperiul Roman a cucerit lumea prin forța sa, ne uităm și vedem că și cultura greacă a fost cea care a cucerit lumea prin cultura ei, care s-a împrăștiat în toată lumea.
Și deci era momentul cel mai prielnic. Exista limba de tranzit, limba internațională care se practica, greaca era vorbită de toți, aramaica iarăși avea acolo zone foarte mari care era vorbită, dar latina și greaca erau limbe care se vorbeau cam peste tot. Deci era momentul cel mai prielnic ca să vină Mesia în lume. A fost momentul în care Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea aceasta, mai să fie numele. Mai mult decât atât. A fost momentul în care Dumnezeu a vrut să ne arate din nou dragostea Lui și a vrut să lase câteva lucruri pe care noi să le vedem că sunt palpabile. Chiar dacă mulți au negat existența nașterii Domnului Hristos, chiar dacă mulți au spus că nu se poate așa ceva, cum să se nască cineva dintr-o fecioară, cum să vină Dumnezeu să se întrupeze, pentru că sunt lucruri de neconceput în mintea noastră limitată. Cum putem să cuprindem necuprinsul să fie cuprins în cântecul unei femei? Sunt lucruri pe care mintea nu le poate digera încă. Sunt lucruri prea tari pentru cunoștința noastră și pentru capacitatea noastră. Dar Dumnezeu exact lucrul acesta a făcut. Și în seara aceasta, când am citit pasajul acesta, am ales să citesc din Evanghelia după Luca, pentru că, dați-mi voie să vă spun, m-am uitat la Luca, care relatarea Bibliei spune că avea o pregătire. Nu era un om de rând. Era un om care studia, cerceta și aș putea spune, era un om care era undeva pe pedestalul eșalon al treptei superioare a civilizației de atunci. Pentru că evanghelistul Luca era medic. Doctorul Luca. El era un om care era în temă și cunoștea lucrurile care sunt reale. Era un om care, spun eu, avea calitatea să certifice un lucru dacă este real sau mai puțin real. Pentru că era un om cu pregătire și putea face o deosebire între lucruri. M-am uitat și m-am întrebat de multe ori și am zis ce s-a întâmplat cu Luca, cum de el vine și scrie în capitolul acesta derularea acestui eveniment când se naște Mesia, se naște Hristosul în lumea aceasta și spune că s-a născut dintr-o fecioară. El era medic. El cunoștea că nașterea era reacția dintre cele două părți. Și totuși el vine și spune că s-a născut dintr-o fecioară. Și vine mai departe și relatează întâmplarea din câmpia Betleemului, când cerul s-a deschis, când oastea cerească a venit plină de bucurie să aducă osanale lui Dumnezeu pentru acest lucru măreț. Și mi-am pus întrebarea și am zis, cum Luca, omul acesta care avea cunoștințe, omul acesta care nu era un movice în vremea respectivă, ci aș putea spune că era un om de știință, omul acesta poate să scrie atât de ușor, căci Mesia s-a născut dintr-o fecioară, că cerul s-a deschis și oastea cerească a venit și a adus o sanare lui Dumnezeu pentru lucrul acesta? M-am întrebat ce s-a întâmplat și sigur s-a întâmplat ceva cu el. Cred mai degrabă că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și cu Pavel. Și Pavel a fost un om cult, un om cu pregătire. Dar mergea pe un drum greșit și într-o zi Dumnezeu i-a ieșit în cale și a spus, Pavele, Pavele, de ce mă prigonești? Pavele, de ce te războiești cu mine? Și a trebuit Pavel, omul acela învățat, care a învățat la picioarele lui Gamaliel, omul acela care avea un loc în Sanhedrin, omul acela care era și avea putere de viață și de moarte, aș putea spune. Omul acela care a cerut să-i se dea scrisuri de puternicire, să meargă să strângă pe toți creștinii, să-i aducă zevaie de la meciuri. Omul acela trebuie să plece capul jos, să spună, cine ești tu, Doamne? Și răspunsul știți care a fost? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Mă gândesc că și Luca, doctorul Luca, a avut o experiență de genul acesta. Pentru că astfel de oameni care au capacitate și au putere și au, știu eu, la un nivel mai ridicat, nu poate să-i miște așa de ușor lucrurile simple. Pe ei trebuie să-i miște Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin. Și crede și pe Luca Dumnezeu l-a atins. Dumnezeu s-a apropiat de el. Și a spus lui Luca, Luca, eu sunt cel care te iubesc și pe tine. Dar vreau să fie a mea. Tu trebuie să decizi, tu trebuie să alegi astăzi. Acum ești. Și cred că Luca n-a mai așteptat răspuns.
l-a acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Și Luca, din experiența personală pe care a avut-o cu Dumnezeu, a fost în stare să accepte că o fecioară poate să nască, mai să fie Domnul. Amin. Dacă Luca n-ar fi avut o relație personală cu Dumnezeu și o experiență deosebită cu Dumnezeu, Luca nu ar fi scris cuvintele acestea. Pentru că Luca era medic și Luca știa ce înseamnă naștere. Dar Luca vine și spune la începutul capitolului că el nu a luat lucrurile acestea doar din auzite. Și spune că a vrut să vadă dacă toate lucrurile sunt așa. Și spune că el a făcut o cercetare cu deamănunțitul. Cu deamănuntul. Să vadă dacă lucrurile s-au întâmplat în tocmai așa. Și după ce a reușit să facă această cercetare, sinoptică, aș putea spune, vine Luca și spune, pe alesul Teofil, acum spune exact, rezultatul cercetării mele. Este adevărat. S-a născut Mesia, s-a născut din fecioară. Este Fiul lui Dumnezeu venit în lume. Mărit să fie Domnul. Amin. Și pentru acest eveniment, era normal ca cerul să se deschidă. Era normal ca cerul să aducă vestea. Era normal ca cerul să triumfe de bucurie. Mărit să fie Domnul. Amin. Pentru că atunci când se naște Hristosul, nu poate să fie liniște. Atunci când se naște Hristosul, se produce tulburare. Întrebarea mea care se pune seara aceasta este, s-a născut Hristosul în inima ta, în viața ta? A avut loc tulburare în viața ta? Sau e viață pasivă și mergi mai departe? Pentru că încă ești ancorat în mit și nu în realitate. Mitul te încântă. Și mitul spune că va veni un izbăvitor care nu-și cere nimic. Mitul spune că vine făt frumos dintr-o dată și pentru că în firea lui stă să facă bine, să salveze omenirea, tu nu trebuie să faci absolut nimic. Că atunci când vine, el te salvează. Și tu ești salvat. Indiferent ce face. Este un mit, un bas, care vrea să te adoarmă. Întrebarea care se pune, este mit sau realitate? Crăciunul este mit? Sau realitate? Nașterea Domnului este mit sau realitate? Bineînțeles, despre Crăciun aș citit multe povești. Știți că se spune despre Crăciun și Crăciunoaia. Că atunci când Maica Domnului a venit cu Iosif și a mers și a ajuns la ei acolo la grajd, pentru că Crăciunoaia a luat să ducă un vas cu apă Mariei care trebuia să nască, Crăciunoaia atât de desupărat a fost încât i-a pierd mâinile Crăciunoaiei. Și mai spune basmul acesta, mitul acesta, că Crăciunoaia, așa cum a fost ea, cu toate că i-a mâinile pline de dragoste, a luat cu cioturile alea care a avut, a luat vasul cu apă și s-a dus la el, la Fecioara Maria. Și aceasta, când a văzut că Crăciunoaia e fără mâini, a întrebat, unde sunt mâinile? Și a spus, primile a tăiat Crăciunoaia. Adu-le în coace. Și a dus mâinile, le-a spălat și a pus mâinile la loc și mâinile s-au lipit. Și totul s-a terminat frumos, nu? Este un vas frumos. O poveste frumoasă. Un mit. Mit sau realitate. Mai spune mitul că Crăciunul, când a văzut lucrul acesta, a fost atât de înduioșat încât de atunci a zis că nu mai face rău nimănui. Și a început prin a aduce darul copilului. Și de atunci, în fiecare an, Moș Crăciun vine și aduce darul la copii. Așa-i? Aveți și voi mai și un copii. A venit Moș Crăciun la voi. A venit, așa-i? Păi cum să nu vină dacă sărbătoriți Crăciunul? E normal. Cine sărbătorește Crăciunul, vine Moș Crăciun la el. Iubiții mei, este de râs. Dar este de plâns. Pentru că în confuzia care se trăiește, noi nu mai știm ce sărbătorim. Sărbătorim nașterea Mântuitorului sau sărbătorim Crăciunul. Mitul se bazează pe fals. Nașterea lui Hristos se bazează pe realitate. Mitul vine și arată la nașterea lui Hristos sărbătoare, mese îmbelșugate, imagini cu un graj care cei de la DSP, de la inspecție, au fost și au văzut că totul este perfect, este curat, poate să se nască copilul acolo. Când eu vreau să vă spun că n-a fost deloc așa. Locul în care s-a născut Hristos a fost un loc întunecat, murdar, rece, umed, și tot ce vreți dumneavoastră mereu. Crăciunul îi dă o față frumoasă. În seara aceasta le luați responsabilitatea să vedeți și
Am vrut să aduc înaintea voastră acestea pentru că dumneavoastră aveți posibilitatea să dați răspuns ce ați sărbătorit. Un mit sau o realitate? Există multe dovezi în favoarea nașterii Domnului Hristos. Eu am strâns și am scos câteva. Vă citesc numai una, pentru că aș vrea să înțelegeți și până vă spun de ce. Și cu aceasta închei, nu mai țin. Pliniu cel tânăr face o descriere. Haideți, vă citesc două numai una. Ar fi și mai multe. Iubiții mei, vă citesc pentru că vreau să înțelegeți un lucru. Și aș vrea ceea ce spun astăzi să rămână întipărit în inimile dumneavoastră și mintea dumneavoastră. Pentru că nu permit să mă joc cu lucrurile acestea. Trăim o vreme când creștinismul se diluează. Când creștinismul îmbracă diferite forme. Dar vreau să vă spun că biserica nu este rezultatul unei evoluții în timp. Ca să ne putem permite să spunem, știi, păi, s-au schimbat generații, să schimbă biserica. Este fals. Biserica este o instituție a lui Dumnezeu pe care a instaurat-o Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele. Amin. Biserica este un așezământ al lui Hristos. Și El l-a stabilit și a spus așa să fie. Și așa trebuie să fie. Deci mențineți, biserica nu este evoluție în timp, ci biserica este un așezământ al lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Și Dumnezeu când a așezat această biserică în lumea aceasta, i-a așezat niște legi, a pus niște hotare și a spus, acesta este poporul meu care împlinește cuvântul meu. Și Domnul Iisus venea și spunea, dacă mă iubiți, veți împlini cuvântul meu. Măriți să fie Domnul. Amin. Îmbrăcăm tot felul de forme și spune, știi ce? Lumea a evoluat. Trăim în alt secol, în alte condiții. Foarte bine. Nu contez lucrul acesta. Dar Biserica lui Hristos este perfectă. Măriți să-i fie numele. Amin. Și vreau să te întreb, iubitul meu, la un lucru perfect, ce mai poți să adaugi? Dacă crezi că poți să adaugi ceva la perfecțiunea lui Dumnezeu, dă-mă dovadă și n-am nimic împotriva ta. Dar dacă nu poți să adaugi nimic la perfecțiunea lui Dumnezeu, și dacă vrei să faci parte din Biserică, trebuie să te încadrezi în ceea ce Domnul Hristos a spus. În legea pe care l-a stabilit-o. Uitați-vă ce au primit creștini. Ca să înțelegeți, să vedeți diferența dintre noi și ei. Dar noi avem tupel și noi de multe ori ieșim cu pieptul în față. Cine suntem noi? Ei au umblau de sculți. Umblau cu singur rând de haine. Mâncau ce apucau când aveau. Noi avem de toate. Avem dulapurile pline de haine. Mergem cu mașini luxoase. Facem de toate. Numai voia lui Dumnezeu nu. Ne întrebăm de ce nu mai lucrează Dumnezeu? Pentru că noi nu mai credem în nașterea Lui. Noi credem un mit. Doamne, ajută-ne să credem în realitate. Ascultați ce spunea dovezile care au fost despre Domnul Hristos și despre cei care îl urmau pe El. Lucian de Samosata spune așa. Lucian despre Iisus. Creștinii, vedeți voi, adoră un bărbat până în ziua de astăzi. Un distins personaj care a inițiat noile lor ritualuri fiind crucificat pe chestia aceasta. Vedeți voi, aceste creaturi rătăcite încep prin a crede total convinși că sunt mereu nemuritori, ceea ce explică disprețul lor pentru moarte și sacrificarea lor voluntară. Lucruri des întâlnite printre ei. Iar apoi sunt convinși că dătătorul lor de lege, că sunt frați între ei, începând cu momentul convertirii, renegând zeii Greciei și adorându-l pe înțeleptul lor crucificat, trăind după legile sale. A spus un adevăr. Noi ne înfrățim prin jertfa Domnului Hristos când acceptăm jertfa Lui și când acceptăm botezul Lui și suntem frați. Sau așa ar trebui să fim. Așa ar trebui să fim. Doamne ajută-ne să fim frați. Și apoi, Plinul spune despre caracterul acestora, numai atunci când te grăbești nu mai găsești. Nu vă las până vă spun că chiar mi-a plăcut de el ce a spus și... Să
spunea exact despre caracterul acelor oameni care s-au încrezut în Hristos Domnul. Hai să vă citesc așa și cu aceasta închei. Pentru că vreau să înțelegeți, iubiții mei, și să vedeți cât de mult ne-am depărtat noi de ceea ce era biserica cândva. Noi am mers în cadența lumii acesteia și mergem în cadența lumii acesteia. Sărbătorim mituri, sărbătorim legende, satisfăcându-ne poftele și mofturile noastre și uităm de sărbătorit. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată lucrul acesta. Ascultați ce spune Plin cel Tânăr. Guvernatorul provincial al Pontului și Bitiniei i-a scris împăratului Traian în jurul anului 112 referitor la cum trebuie să procedeze cu creștinii care refuzau cultul imperial al adorării împăratului, adorându-l în schimb pe Hristos. Și ascultați scrisoarea lui. Cei care negau că ar fi sau că ar fi fost creștini atunci când invocau zeii prin cuvintele repetate după mine, făceau rugăciuni și ofereau vin și tămâie imaginii dumneavoastră. Imagine care am ordonat să fie adusă în acest scop, împreună cu statuile zeilor în care și care, în plus, îl blestemau pe Hristos. Lucru despre care se spune că niciunul din cei care sunt cu adevărat creștini nu poate fi silit să-l facă. Aceștia am gândit că pot fi eliberați. Alții, din cei numiți de informatori, au declarat că erau creștini, dar apoi au negat, susținând că au fost astfel, dar au încetat să mai fie astfel, unii în urmă cu 3 ani, alții în urmă cu mulți ani. Chiar și cu 25 de ani în urmă. Toți aceștia s-au închinat la imaginea dumneavoastră, la statuia zeilor și l-au blestemat pe Hristos. Deci cei care au renunțat la Hristos s-au închinat la zeitățile care erau atunci, inclusiv statuia lui Traian, care era programat ca și zeu. Dar lucrul cel mai important spune căci lucru despre care se spune că niciunul din cei cu adevărat creștin nu poate fi silit să-l facă. Deci, separarea dintre creștini și necreștini era că l-aducea pe creștin în fața statuilor, în fața zeilor respectiv și spunea, adu ofrandă, adu tămâie înaintea zeului, închină-te lui, bleastă-mă-l pe Hristos și ești liber, scap cu viața. Și cei care făceau lucrul acesta erau liberi. Dar creștinii adevărați au fost aceia care spune și relatarea istorică spune că niciodată adevărații creștini nu s-au plecat în fața statuilor Romei. Am citit detalat modul în care aceștia i-au pedepsit acești creștini care nu se închinau zeilor. Au fost băgați în piei de animale cu sute pe ei și apoi dați la câinii de vânătoare să-i sfâșie. Și după ce erau sfâșiați o zi întreagă, spre seară îi lua și îi punea în furci și le dea foc să ardă, ca și torțe. Dar ei nu s-au lepădat de Hristos. Ei n-au crezut un mit. Ei au crezut o realitate. Și acum dumneavoastră spuneți ce ați sărbătorit în zilele acestea. În fața cui v-ați închinat? În fața lui Dumnezeu? Singurului Dumnezeu adevărat? Sau și în fața altora? Vreau să vă spun că nu există loc de închinare și pentru alții. Când te închini adevăratului Dumnezeu, nu mai există alții, ci unul singur. Întrebarea care rămâne, în ce crezi? Într-un mit sau într-o realitate? Răspunsul nu trebuie să-l dați dumneavoastră. Pentru că răspunsul îl dă viața dumneavoastră. Fie să văd un răspuns de realitate. Amin. Amin.